peste 100 metri cubi material lemnos confiscat de polițiști în urma unei acțiuni de prevenire și combatere a delictelor silvice. În perioada 15-20 septembrie, echipe de control constituite din polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și ai subunităților teritoriale, inclusiv din mediul rural, în cooperare cu specialiști din cadrul Comisariatului Regim Silvic și Cinegetic Suceava, au desfășurat pe raza județului Suceava acțiuni de verificare a unor agenți economici și transportatori care desfășoară activități de exploatare, transport, debitare și comercializare a materialului lemnos. În cadrul acțiunii au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 51.500 de lei pentru încălcarea legislației în domeniul silvic. De asemenea, au fost confiscați 108,84 metri cub material lemnos în valoare de aproape 30.000 de lei.